Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Cristian Ivaneș. Strictă actualitate pentru că este important și merită să comentăm. E vorba despre o propunere, un plan, dacă vreți, în câteva puncte, vi-l voi detalia imediat, a președintelui Zelenski, care l-a cerut astăzi, marți, liderilor G20, întruniți în Indonezia, la Bali, să-și depășească divizările și să devină co-creatori, zice domnul Zelenski, ai păcii pentru a pune capăt războiului de agresiune pornit de regimul putinist. Zelenski a fost unul din primii care au luat cuvântul online prin videoconferință la reunirea liderilor G20 și a spus așa, și citez, sunt convins că acum este momentul când războiul destructiv al Rusiei trebuie și poate fi oprit. El trebuie și poate fi oprit, fiecare zi de întârziere înseamnă noi ucraineni morți, noi amenințări la adresa lumii și o creștere nebunească a pierderilor din cauza continuării agresiunii ruse. Asta, din nenorocire, știm, vedem, auzim. Ei bine, conform agenției France Press, Zelenski a și prezentat un plan în 10 puncte pe care președintele ucrainean îl are în vedere pentru restabilirea păcii. Astea ar fi condițiile Ucrainei pentru a negocia. Să le vedem. 1. Securitate nucleară. Rusia trebuie să-și retragă imediat trupele de la centrala nucleară din Zaporojie, care să fie plasată sub control a ea și al personalului ucrainean. 2. Securitatea alimentară, prelungirea acordului privind exportul de cereale ucrainene și extinderea acestuia pentru ca navele cu alimente să poată pleca și din porturile Nicolaev și Olvia. De asemenea, Ucraina solicită tuturor țărilor să se alăture inițiativei Grain from Ukraine, asistență alimentară pentru cei mai săraci. 3. Securitate energetică. Zelenski a cerut accelerarea furnizării de sisteme de apărare antiaeriană și de apărare antirachetă pentru ca Ucraina să se poată apăra împotriva noilor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice. 4. Eliberarea tuturor prizonierilor și a celor deportați în Rusia. Asta este important. 5. Punerea în aplicare a Cartei ONU și restabilirea integrității teritoriale, asta e fundamental, a Ucrainei și a ordinii mondiale. 6. Retragerea trupelor ruse și încetarea ostilităților. Rusia trebuie să-și retragă toate trupele și formațiunile armate de pe teritoriul Ucrainei, iar Kievul să poată prelua controlul asupra tuturor secțiunilor graniței sale de stat cu Federația Rusă. Deși nu se spune explicit, se include și Crimea, pentru că granițele oficiale de stat sunt cele recunoscute prin tratatele internaționale înainte de 2014, data invaziei Crimei. 7. Întreaga lume trebuie să recunoască un tribunal special instituit pentru crima de agresiune rusă împotriva Ucrainei și crearea unui mecanism internațional care să compenseze toate pierderile cauzate de război. 8. Ecocid, nevoia de protecție imediată a naturii. Ucraina are nevoie de ajutor pentru deminare, fonduri și tehnologii pentru restabilirea instalațiilor de tratare a apei. 9. Prevenirea escaladării. Ucraina are nevoie de garanții de securitate. Proiectul ucrainean Kyiv Security Compact fiind deja prezentat de Kyiv. Și în sfârșit, stabilirea 10, stabilirea sfârșitului războiului, când toate măsurile antirăzboi vor fi implementate, când securitatea și justiția vor începe să fie restabilite, părțile trebuie să semneze un document care să stabilească sfârșitul războiului. Astea sunt cele 10 puncte propuse astăzi de domnul Zelenski prin videoconferință liderilor adunați la Bali, în Indonezia, ai G20. Bun. Acum, ce nu se spune ca și condiție și figura până acum, fiind chiar un decret
de la începutul lui octombrie este interdicția de a se negocia cu Rusia câte vreme Putin este la putere. Vom vedea dacă nu se scrie în document, nu se face vorbire de el, nu știm dacă e implicit, nu știm dacă s-a renunțat la sugestia americană la această condiționalitate. De ce? Nu pentru că cuiva i-ar fi extrem de simpatic Putin, ci pentru că pur și simplu pare că nu poți anticipa o dată rezonabilă când acest criminal nu va mai fi la putere. Și atunci nu știi ce să faci. Garanții de securitate. Asta este o chestiune asupra căreia vreau să mă opresc, asupra căreia chestiune vreau să vă cer de asemenea opinia în comentarii. Ce garanții de securitate mai poate primi Ucraina? Și cum mai poate da ea crezare cuiva? Pentru că garanții de securitate a primit. Și nu pe degeaba, ci am să vă spun cum. Și chestia asta, imagine pe Ucraina, e îngrozitor și ne-ar măcina și pe noi dacă, Doamne ferește, am fi sau am fi fost în situația lor. La Budapesta, în 5 decembrie 1994, se semnează o serie de documente. Îi spune în engleză The Budapest Memorandum on Security Assurances. Memorandumul de la Budapesta despre asigurări de securitate, în traducere românească. Practic, sunt trei acorduri identice semnate la Budapesta în 5 decembrie 1994, așa cum vă spuneam, sub auspiciile OSCE. Acorduri care paveau drumul accederii Belarusului, Kazahstanului și Ucrainei în tratatul de neproliferare nuclear. Și deci, cum deja s-a înțeles, sunt trei acorduri separate cu Kazahstanul, Belarusul și Ucraina. Și care renunțau de bunăvoie la armele nucleare post-sovietice, deci moștenite din arsenalul Uniunii Sovietice, în schimbul garanțiilor de securitate. Garanții de securitate care erau oferite de Federația Rusă, de Statele Unite și de Marea Britanie. Au mai existat și China și Franța, care au dat niște asigurări oarecum mai slabe, dar au fost și ele două. Ca atare, Rusia și lumea civilizată, puternică de atunci, mă rog, minus China, care, a cărei civilizație de acum e discutabilă, garantau ce Ucrainei, Kazahstanului și Belarusului în schimbul renunțării la arme nucleare. Garantau, la primul punct, respectarea independenței, suveranității lor în frontierele existente. Asta era primul punct. Al doilea punct, abținerea de la forță sau amenințare cu forța împotriva oricăruia din semnatari. 3. Abținerea de la coerciție economică care să fie îndreptată împotriva subordonării propriilor interese, exact ce fac acum rușii cu agricultura și grâul ucrainean. Punctul 5. Abținerea de la folosirea armelor nucleare împotriva semnatarilor. Și 6. Consultări unii cu alții dacă se ridică chestiuni legate de aceste 6 puncte. Ca atare, ucrainenii spun cu absolută
bună credință și îngrijorarea justificată, stați puțin, despre ce garanții de securitate pentru noi mai putem discuta cu rușii, când rușii le-au dat deja aceste garanții, fix de ce am avea noi nevoie, adică respectarea frontierelor, neamenințare economică, neamenințare cu forța, nefolosirea forței, nefolosirea armelor nucleare, fix ce amenință rușii că ar putea să folosească. Toate astea le-am obținut deja pe o bucată de hârtie în 5 decembrie 1994 la Budapesta. Și nu doar noi, ucrainenii, le-au obținut kazacii, le-au obținut belarușii. Ce a făcut Rusia cu acea bucată de hârtie? Pentru că ea, teoretic, este încă în vigoare. Bucata de hârtie, a se citi prevederile ei. Te poți baza pe ruși, te poți baza pe cuvântul lor, te poți baza pe semnătura lor, pe orice. De bună seamă, experiența comună ne arată că nu. Și atunci, dacă e așa și e așa din nefericire, ce poți face ca de astă dată niște garanții de securitate oferite de Moscova, indiferent prin cine, să fie respectate? Nu am răspuns să vă dau. V-ar liniști dacă l-ați vedea pe Putin scâlând un document care să spună: ok, nu mai fac. Bine, bine, am fost rău, dar nu mai fac. Nu cred că ar liniști pe nimeni și nu cred că semnătura aia ar valora mai mult decât pasta de pix cu care a fost pusă pe hârtie. Altcineva după Putin, vreun strongman din eșafodajul actual rusesc, v-ar liniști mai mult? Pasta pixului lui ar fi mai valoroasă pe bucata aia de hârtie? Evident, nu. Rusia este în continuare membru permanent al Consiliului de Securitate ONU? Evident, da. S-a întâmplat ceva? Nu. Ceea ce ne duce cu gândul la tema unei alte emisiuni: ce sens mai are în lumea de azi ONU? Face ceva pentru a împiedica agresiuni, războaie, conflicte, exact menirea lui? Evident, nu. Asta este culmea nebuniei, să mai ai încă Rusia membru permanent în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, când Rusia este statul terorist, statul agresor, statul care își calcă în picioare toate angajamentele, care calcă în picioare și face praf ca o ciurdă de vaci nebune, cum tropăie peste noroi orice acord internațional și orice normă de drept internațional. Și atunci, cum să mai ai încredere într-o astfel de organizație mondială? Cum să mai ai încredere într-un regim, în orice regim, de la Moscova? În condițiile astea, e de la sine înțeles dilema, drama, tragedia în care se găsește Zelenski și care spune: ok, sigur că o condiție esențială este să se retragă acești teroriști invadatori de la noi din țară, acasă la ei, dar au lăsat distrugeri covârșitoare, alea trebuie acoperite, reparațiile trebuie să înceapă la tot, pentru asta trebuie bani, teroriștii să plătească, să fie judecați vinovații lor. Bun, astea, hai să presupunem că la un moment dat s-ar face. Ce garanții ai că acei indivizi moscoviți nu vor comite din nou? Și vin eu și vă spun în această după-amiază că nici una. Așa cum n-ai avut niciodată, așa nu vei avea nici de aici încolo. Care este soluția? Soluția, după părerea mea, este evidentă, și anume Occidentul, Ucraina trebuie să își planifice viitorul și pentru era post-Putin, care va urma cât de repede,
Sunt convins de asta, dar care era post-Putin nu va arăta diferit față de era Putin. Să ne înțelegem bine. Rusia nu va deveni statul de democrație liberală de tip occidental, iubitor al păcii, al înțelegerii, al valorilor. Nu, nici vorbă de asta. Și atunci Occidentul trebuie să învețe, în sfârșit, din propriile greșeli, trebuie să fie capabil să se apere și trebuie să fie capabil să apere Ucraina. Foarte bine, s-ar putea face ca Ucraina de iure, teoretic, să nu fie în NATO, dar post-război, dar la cererea guvernului de la Kiev să fie staționată în Ucraina o forță multinațională din țări NATO. Câteva zeci de mii de militari staționați acolo permanent, așa cum sunt staționați permanent în Coreea de Sud, o grămadă de soldați americani, așa cum au fost staționați permanent în Europa de Vest, în RFG, în speță, o grămadă de soldați americani. De ce nu s-ar face chestia asta și în Ucraina? Coreea de Sud nu e membră NATO. Nici nu trebuie să fii membru NATO de iure, ajunge să dai semnalul că ești membru NATO de facto. Armatele mele sunt aici, acum este pace, dacă mă ataci din nou, ataci și armatele a nu știu câte țări. Și poate te gândești mai bine înainte să o faci. Eu cred că nu există altă soluție care să aibă probabilitate de a funcționa mai bună decât asta. Pentru că, așa cum cred că am înțeles în sfârșit, în mod tragic, cu toții, semnătura Rusiei pe orice document sau strângerea lor de mână în orice întâlnire nu valorează nici cât un sfert de jumătate de ceapă degerată. Și atunci, limba forței, fiind singura pe care rușii o cunosc, o înțeleg, o raționalizează și o metabolizează și pe care o respectă, atunci, din nenorocire, așa stând lucrurile, hai să vorbim limba forței, pe care o înțelegeți. Și atunci va fi un echilibru care va duce la pace. Altminte, dacă se cedează acum, prădătorul va simți imediat miros de sânge și următoarea agresiune este doar după colț. Sunt curios de opiniile dumneavoastră și încă o dată țin să vă mulțumesc mult pentru mesajele extraordinar de consistente și de bune. Majoritatea covârșitoare sunt astfel, de care sunt chiar foarte plăcut impresionat. Vă invit să le lăsați în continuare, așa cum vă invit de asemenea, mulțumindu-vă pentru atenție, să vă abonați la acest canal de YouTube, să-l distribuiți și să spuneți și altora de existența lui, celor care considerați că ar fi interesați de discuții de acest fel. De asemenea, vă mulțumesc mult pentru susținerea canalului, care este crucială, este fundamentală. Prin Patreon și sau PayPal, informațiile aici de desubt, fără de care ajutor, noi, câțiva jurnaliști independenți neafiliați din România, n-am putea exista nici până mâine dimineață. Este important și vă mulțumesc și eu și colegii mei de pe alte canale pentru el. Până una alta, toate bune și ca de obicei, să auzim. Numai de bine!